un an bun, chiar foarte bun, pot să spun. Cu ocazia asta vreau să mulțumesc conducerii clubului, că am fost ajutată și sprijinită. Să mulțumesc părinților care au înțeles cât de efort trebuie să depună copilașii pentru a ajunge la asemenea performanțe. Copiilor mulțumesc din inimă pentru sacrificiile depuse și pentru munca destul de grea și zic chiar foarte grea. Și ce să zic, să mulțumesc la toată lumea care a contribuit la performanțele respective. Cea mai valoroasă sportivă pe care o pregătește în momentul de față Erzilia Țâmpău este Andreea Gabriela Doroftei, campioană națională în proba de 3.000 de metri și vicecampioană în cea de 5.000 de metri. Andreea reprezintă și în 2017 principalul pariu al antrenoarei sale. Acum am o trupă destul de bună, chiar foarte bună, cu campion național de la copii, și fete și băieți. Dar fiind cea mai mare, sperăm că în viitorul apropiat să vină măcar în primii șase la un campionat european, măcar european, la cross, la alergare montană, la pistă, este campionatul mondial de junior 1 și campionatul european. Ce o să vrea Dumnezeu, câte sacrificii o să fie și din partea ei și din partea noastră,